Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la Papers, Please. Dar nu mai suntem la graniță, ci suntem la parterul blocului și nu trebuie să lăsăm ucigașii să intre peste vecinii noștri. O să fie interesant și posibil să vă placă dacă sunteți fani Papers, Please sau nu. Deci, următorul film este o producție a lui DDD, care este developerul, Doppelganger Detection Department. Dar cred că prescurtarea DDD e developerul. Dacă tu ești la filmul acesta, tu ești noul doorman în clădirea ta. Omul de la ușă, nu știu cum să zic. Jobul tău este de determini persoana care vrea să intre în clădire, dacă e un doppelganger sau nu. Dar clonele uneori au imperfecțiuni. De exemplu, bubele acestea. Unii se pricep mai bine, alții nu prea. Deci imperfecțiunile vor fi mai clare sau nu în funcție de persoană. Și vor încerca să copieze vecini. Bun, adu-ți aminte să verifici lista pentru fiecare vecin. Nu poți să ratezi niciun detaliu, pentru că poate însemna moartea ta și a vecinilor. Asta este structura biroului tău. Acum o să-ți explicăm cum funcționează. Aici este geamul și trebuie să observi foarte bine persoana. Am înțeles? La dreapta ai niște fișiere cu date ale vecinilor. Ok, deci cine locuiește în blocul respectiv? Am înțeles. Aici ne uităm pe listă. Primești documente pe intrarea aceasta. Ok. Dacă persoana nu este un doppelganger, atunci îi lași în clădire. Deci le deschid ușa și probabil merg la dreapta. Dacă nu și consider că e un om periculos, apeși pe butonul de urgență 3312 ca să comunici cu DDD sau orice apartament, ai telefonul 3312 la urgențe. Jobul tău e foarte important. Asigură-te că îl faci cum trebuie. Sper că avem și noi puțin de training înainte, nu? Sau intrăm direct așa? În sfârșit, te felicităm pentru că... A, nu, îl felicităm pe Henry, care e doormanul lunii acesteia. A făcut o treabă excelentă. Fii ca și Henry. Dar mai bun. Ok, nu știu dacă e cineva din poveste sau dacă e vreun jucător cu numele Henry. Gen cineva care a mai jucat deja jocul și a avut un scor bun sau... Opa! Bine ai venit și felicitări la noul tău job! După cum ai bine văzut după film, jobul tău este să verifici intrarea vecinilor. În fiecare zi o să fie o listă cu indivizi care îți vor cere să intre în clădire. E posibil că vin și indivizi care nu sunt pe listă. Nu prea am înțeles asta. Trebuie să verifici buletinul și entry request că sunt corecte. Verifică data de expirare. Adu-ți aminte că e februarie 1955. Baftă. De ce într-un costum de la? Checklist. Hai să vedem. Verifică fiecare opțiune pe listă și bifezi sau nu bifezi. Bună sau mă rog, cred că e vecină de-a noastră. Hai să ne uităm. Păi, în primul rând, mă cam enervează mausul dacă se mișcă așa. I'm gonna be honest with you guys. În al doilea rând, de ce nu pot să mișc asta într-o parte? Asta nu-mi place. Trebuia să mă lase să iau ăsta, să-l pun lângă, uite aici în stânga, ca să pot să compar fața. Așa eu trebuie să-l închid și să-l deschid de 100 de ori. Ok, hai să ne uităm. Pare legit, sincer. Și nasul pare legit. De ce mi se duce cursorul de fiecare dată când apăs pe X? Nu știu. Deci e un joc un pic scuffed, boys. Dar pare ce trebuie. Avem așa. Anastasia Michaelis. Februarie, cred că 02, nu, femeie zice, 0204. A, nu, apartamentul, credeam că e data de naștere. I live here, trăiesc aici, mă rog, vin de la școală. Buletinul. Ce pot eu să verific la buletin, nu înțeleg. Deci, noi suntem în 1955, februarie. 10 februarie 1950, de ce scrie aici? Când expiră? Sau ce e asta? 5-1985. Zice că locuiește pe etajul 2? Nu, apartamentul 0204, cred că e la primul etaj. Nu, e la etajul 2. 0204. Telefon 1346. Anastasia Michaelis. De aici verificăm. Mama e moartea. ID number. Vrea să verific tot numărul. 132698. Bro, what? 534462? No way. Student, pare că are ochi obosiți, două codițe, nasul mic. Nu prea pare nasul mic. Față rotundă. Ok, pare că ea e?
Dar nu înțeleg asta ce se întâmplă. Deci eu chiar nu pricep. De ce nu-mi zice o dată de naștere sau ceva? Oh, uite de aici verifici, sau? Nu-mi dau seama, doppelganger-ul ar trebui să aibă și în poză sau nu? Bă, pare ok. Is it on today's list? Today's list. Aha. Da, deci e pe lista de astăzi. Entry request. Care o fi entry request? Ăsta. Ok, pare legit. Appearance, da, dar nu știu ID-ul, man. Deci ce e asta? Că nu mi-a explicat. Ok, hai să sunăm la... Ia stai puțin. 1346, vreau și să vedem ce se întâmplă. Mamă, e de la clasic. 1 3 4 6. Ia, că sună. Hopa. N-a răspuns nimeni. De ce? N-o fi nimeni acasă? Mai e femeia asta. Șef zice că e bucătar. Nu știu ce e asta. Nu cred că e data ei de naștere dacă suntem în 55. Îi dau din ai. Deși cred că e... ID-ul meu. Da, ID-ul tău. Nu văd nimic cu el. În regulă cu el. Ce e data asta? Mă rog. Mă rog? Deci acolo a fost doar pentru întrebare. Nu-i deschid. Danger! Suntem atacați din toate părțile! Cred că trolez grav la începutul jocului, dar vreau doar să văd ce se întâmplă. A, 3-3-1-2, trebuie să sun la aia, lol. Ia. Trimiteți repede! Întărinile! Hai că până răspund ăștia... Ai contactat DDD. Agenții vin! Hopa! Ok. S-a curățat tot, că a fost complet. Poți să-ți continui jobul. Nici nu știu că a fost bine măcar. Bă, sunt eu geniu sau am făcut cea mai mare prostie din viața mea? Îmi zice undeva? Na. Jean Căruț a venit. Good afternoon, ce nasa ai spui că ești din Minecraft. Hai să vedem cum îl cheamă. Roman, e român ăsta, ok. Să vedem și aici. Floor 0101. Eu sunt un rezident în clădirea aceasta. Vin de la job ca și un contabil public. Acolo lucrează el. Ok. Hai să te vedem atunci. Român, stil N, S, K, Y. Român, stil N, S, K, Y. Da, e bine. Se prezintă bine. Român, stil N, S, K, Y. F101, bă, e bine și aici. Deci n-am ce să comentez. Aici eu cred că e în regulă. N-are cum să fie și asta greșit. Deci 1968, nu știu ce e. Deci eu sunt unul IQ și nu-mi dau seama ce e. Deci e anul 1968. Iar noi suntem în 1955. Când expiră, cred? Deși nu scrie. Hai să ne uităm puțin la poza cu dânsul. Aș vrea să-și dea pălăria jos. Nu se poate sau... Bă, n-are în poză pălăria. Adică... Și nici aici nu are. Și nici aici nu are. Și aici are. Appearance-ul nu e la fel. Nu dau seama până ce punct merge jocul cu chestiile astea. O să aflăm pe parcurs. Mă uit, are cicatricea aici. Nasul îl are la fel. Ochii. Ridurile nu pot să le văd toate. Care e pălăria? Deci, bă, fratelo, ești bine, dar la appearance nu ești bine. Ce de regulă cu appearance-ul meu? Arată ca de obicei. Trebuie să zic că la final dacă am dat-o bine sau nu, pur și simplu. Aie, chemăm pe frățiori. 3, 3, 1, 2. Ia, dacă nu închid ușa aia, ce se întâmplă? Trimite agentul. Trimite agentul de urgență, că e gravă rău de tot, gen. Nu suna la DDD dacă nu e emergency. O, are dreptate! Bă, are dreptate! Adică pornește alarma ăla, stă așa în scara blocului și așteptă să vină agenții. Eu nu înțeleg. Nu, eu cred că trolez în episodul ăsta. Cred că era ok ăla și cu pălăria. Dar de ce nu-mi zice dacă e bine, man? Wait for the cleaning protocol. Cred că nu mai intră nimeni în bloc cu mine. Aveți noroc că nu sunt la blocul vostru să vă verific. Ok, hai să continuăm. Next up. Aoleu, alu Juan s-a venit. Good afternoon. Iar ăsta cu pălărie. M-am spart. Hai băi, lăsăm cu pălărie atunci. Ok, te lăsăm cu pălărie. La ce etaj ești? Ciprian îl cheamă. Cipriene, ce faci măi? Angus Ciprian. Cipriani. I am the resident of the building.
My apartment is 03 on the first floor. Zice că rezident is Jonathan. Ok. Te văd acolo. 5650 9845. Da, e bine, long neck are, wears a hat, has a mustache, small eyes. Bă, el pare că e. Deși mă cam încurcă puțin sprâncenatele. Ok. Nasul e la fel, gâdleaja e la fel. N-am ce să-i mai reproșez. Ăsta pare că în poză el e. Deci ești bine, hai să ne trăiești. Din nou, jocul nu te avertizează decât la finalul zilei. Deci... ce s-a întâmplat, mă? Ever dream this clown? Dacă am visat vreodată clownul ăsta, nu. Fiecare noapte, peste tot în lume, sute de oameni văd clown în timp ce dorm. Dacă apare în visele tale, nu te juca niciun joc cu el. Dacă vrei mai multe informații. Nu. Nu, mersi, gen. Cine vine? Doamna asta sau... hai că mai sunt câțiva. De ce i-a primit 200% i-am dat din greșeală? Nu trebuia. Hopa! Trebuia să închid ușa? Bună seara! Zici că e primarul ăla din fetițele Powerpuff. Bă, n-ai cum, ai nasul ăla. Alf Capucin. E cu 2 de P și cu 2 de C? Da. La etajul 3, apartamentul 4. Sunt rezident. Vin de la job ca și avocat. Trebuie să verificăm numărul ăsta. 120-548-096-347. 096-347. Ești bine. Alf Capucin. Ce să-ți mai zic? Ești pe listă? Nu e pe listă. Nu e pe listă. Question de individual, ia. Nu sunt pe listă de astăzi. Hopa! Cred că este o eroare. Eu ar trebui să fiu pe listă. Verifică lista din nou. Nu ești pe listă, Șobolanis. Deși el e, n-am ce să-i reproșez. Mai verificăm o dată. Nas mare, mustață gigantică, folosește monoclu, are pălărie, round face. Păi n-are pălărie. Where's a hat? Bă, nu prea îmi dau seama, sincer. Deci o să-i dăm detain. Te pupăm. N-are pălărie, nu știu. Habar n-am. Trebuie să aflăm până în ce punct pot ăștia să fie doppelganger. A group of agents has been sent to your building. Au venit agenții frumos pe spate. Opa. Gata, s-a completat tot. Dar nu mă enervează că nu-mi zice dacă e bine sau nu. Cred că am zis la finalul zilei. Hai că așteptăm. Dați și voi like între timp. Like, 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 like. Ok, next up. Unul mi-a intrat că am avut ușa deschisă. Oh, te pup. Nici nu ești pe listă. Șefa, pur și simplu. Nu sunt pe listă de astăzi pentru că a trebuit să plec. Din cauza unei urgențe. Lois Steel in NSKY. Deci l-am mai văzut pe unul așa. Care era? Ăsta era. Opa! Buze gigantice. Da. Are aluniță pe obrazul stâng. Ia să verificăm. Hopa! Cred că glumești. Are părul prea lung. Cred că e doppelganger 100%. E gravă. E gravă, boys. Pur și simplu. Cheamă-l pe frățiorul înapoi că e jale. Trimite agenții, trimite pe cine vrei. Nu se poate așa ceva. Poți să-ți continui jobul. Bă, dar vine ăștia non-stop. Ce se întâmplă, mă, cu clădirea asta? Next up. Ok, asta zici că e din Eden Jedi. Salut, salut. Care este sensul vieții, universului și al oricărui lucru? Shaorma. Este incorrect. Habar n-am. Nu știu ce voia de la mine. Eu sunt un simplu doorman. What? Omul cu laptele. Nu ești pe listă, văruțu. Nu sunt pe lista de astăzi? Cred că este o eroare. Ar trebui să fiu pe listă. Da, cred că te observam dacă erai pe listă. Ți-au plecat urechile, vărule. Vărule, vin ăștia non-stop. Ăla avea la ureche acolo, nu era. E doppelganger sau asta.
Bine, te pup. Poți să-ți continui jobul. Asta voi face, crede-mă. Ok. Bună seara, good afternoon, după amiaza. Gloria Schmidt. Seems like the real deal. Dar nu are ID. Gloria. De ce nu are ID? Asta e entry request. Îmi pare rău, da. Am uitat să-ți arăt ID-ul. Good one, Gloria. Deci Gloria S-C-H-M-I-C-H-T. Gloria S-C-H-M-I-C-H-T. Verific fiecare literă în parte să nu mă păcălească. La etajul 2 zice că eu sunt rezident al clădirii. Apartamentul meu este 1. Așa este. Cu domnul Arnold. Are fața rotundă. Are aluniță pe obrazul drept. Părul scurt. Nas rotunjit. Ai nasul rotunjit? Ha. 698522. Hai să verificăm. 522 341150. 341150. Nu este expirat. Ok. Bă, pare ce trebuie, Gloria. Nu mai stăm să verificăm 200 de ori. Bine ai venit acasă. Oare chiar exista jobul ăsta de... De fapt există și acum. Ce tot zic. De doorman. Salut, salut. Dr. W. What? W is in the chat, boys. Că a venit Dr. W. Adică ia doar W-uri, gen doar win-uri? Afton. O, ești din FNAF, tu cine ești? Dr. W. Afton. Da, avem o mică problemă aici. Există etajul 5 în Văruțu. Sunt în rezidența al clădirii. Vin din jobul meu ca și... Physicist. Deși e pe... Ai, la etajul 3 ăsta, mă, nu la etajul 5. Hopa! Fii atent că e doppelganger ăsta. Este că voiam să verific urechea. E copiat la detalii ca lumea. El stă aici, dar... Pe documentul ăsta zice apartament 0501, deci... Nu știu dacă are appearance-ul la fel. Entry request-ul meu? Nu văd nimic în regulă cu el. Da... Nu mă, e 0501, trebuia să fie 0301. Ha, bă, lasă-ne. Că mă fac și pe mine să mă întreb dacă am ales bine. Oarește, n-ar trebui să fugă? Eu când apăs butonul ăla mi se închide doar mie. N-ar trebui să fugă să nu mai vină agenții? Sau când apăs pe butonul ăsta roșu se închide și ușa pe unde a venit? Da, da, trimite agenții. Bun, aia zic. Poți să-ți continui jobul? Desigur că voi continua jobul. Bă, fazi că l-am lăsat pe unul să intre și nu era pe listă. Ok. Am uitat să-ți arăt ID-ul. Robertski Pitchman. Robertski Pitchman. Bă, se prezintă bine. Robertski Pitchman. 73, e bine. De arătat arată ca el, sincer. Nu prea-mi dau seama care-i diferența. Zice așa, apartamentul e 02 pe primul etaj. Bun, hai să-i verificăm ID-ul. 114652. Deci ne uităm, 114652. 289730. 289730. Bun. Bă, ăla ești, adică vrei să te mint, dar parcă bluza e un pic dubioasă. Da, nu, 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 e bluza lui, e bluza lui. Ai gâtul lung, ce să-ți mai zic? Hai să verificăm. Gâtul lung, n-are sprâncene, așa e. Nasul gigantic are un goatee, adică cioculeț aici. Bă, nu ești pe listă, asta e puțin dubios. Dar... A, ăsta e checklist, ok. Da, nu ești pe listă, dar rest ești ok. Nu sunt pe listă de astăzi? Nu am zis să verific iar. Cred că e eroare. Trebuia să fiu pe listă. Da. Dacă nu e pe listă, oare să nu-l las? Că pare legit. Aia e chestia, ziceți în comentarii. Bună, bună. Ok, 0204. Bun, 0204, asta e bine. N-A-C-H-A Mica Ellis. N-A-C-H-A Mica Ellis. Aia e sora, măi, care e bucătar. Sau poate e mama? Habar n-am. Right eye blue. Are ochiul drept albastru, adică ăsta. Așa este. Left eye green și celălalt verde. Ok. Păr cârlionțat, presupun. She has freckles. Are pistrui. Da. Și față rotundă. Ok,
N-A-C-H-A Michaelis. Verificăm peste tot. Da, sunt registrat la clădirii și sunt un bucătar. Să verificăm ID-ul. 789-653. 789-653. 665-413. Să vedem. 665-413. Bă, pare ce trebuie. Nu prea îmi dau eu seama. Dinții sunt la locul lor, rujul la locul lui. Da, pare ok. Nu știu ce nu te lasă să dai asta la o parte ca să văd cum arată. Asta mi se pare puțin ciudățel. Da, e și pe listă. Da, hai, te lăsăm. Am ziceți în comentarii dacă am greșit pe undeva, că le mai greșesc oricum. 100%. Deși l-am lăsat pe unul care nu era pe listă aici. Bună ziua, bună ziua. 0304. Și nu ești pe listă. Raftelin. Ok, hai să vedem de ce nu ești pe listă. What the f... Și-am auzit cuvântul cu freak? M-ai prins, nu mă așteptam la asta. Du-te și sună-ți prietenii de la DDD. Nu ne vor opri niciodată. Ok. Da, cred că o să apăs pe butonașul acesta. Acum chiar e nevoie de agenți. E un pic gravă situația. Bă, ciudat. Și-a dat cărțile pe față, presupun. Dar de ce vine asta la costum așa? Continuez jobul. Cine nu ne-a venit? Ne-a venit. Ea nu ne-a venit. Aha! Te pupam, dar dă-ne și ID-ul. Ok. Elenois SVRKHZT. SVRKHZT 0104. Sunt rezident. Sunt model 0104. Ok. What? Sunt două la fel. Are you serious right now? Selene și Elenois 6996. Vreau să sun să vedem ce se întâmplă. Că sunt gemene. Selen? Speaking. Sora mea nu este acasă. Opa! Sora nu e acasă. Selen ne-a răspuns și la noi e Elenois. Au alunița pe părți diferite. Are pe dreapta, aia pe stânga. Deci, da, ea e. Are și ochii închiși. Bă, nu cred că e doppelganger. Adică, zic, chiar seamănă. Îmi e și lene să mai verific sincer, așa că o să mergem pe o mică încredere. Te pupam. Nu știu dacă era sau nu, am trolat puțin așa spre... Ia. Iar ăsta. Uite, ai mai intrat odată. Wait, mi se pare că l-am respins pe ăsta, nu? Parcă da. F301. Eyebrows works, glasses. Da. Short hair, da, round nose, da, square head. Yes, sir. 250-489. 250-489. 656. Deci ne uităm și noi la un 656. 214. 214. Bă, se prezintă bine, frățiorul, vreți să vă mint? Așa. 3, etajul 301, da. Ok. Și fii atent, deci noi putem să-i sunăm pe ei și să-i întrebăm dacă... E ăsta acasă, 1425. Ia că sunt curios, dar e profesoara, deci nu știu dacă e acasă. Mia speaking. Soțul meu nu e acasă. Dar așa e, are dreptate. N-am ce să-i mai reproșez, sincer. A, să-l să treacă. Oare trebuie să bifez mereu ăsta sau... Habar n-am. Bă, tu nu ești pe listă, cam aia e faza. Deci o să începem de aici, presupun. Today's list. Naiva. Come on. Pe cine trolezi asta? Go ahead, call your DDD friends. Da, lasă-mă să sungem. Nu ne vor extermina niciodată. Cleaning the protocol completed.
Era mai mișto în Papers, Please. Eu aș fi făcut o animație diferită la persoane când vin agenții și ăsta să sperie sau ridică mâinile sau știi, aș fi făcut câteva animații. Bă! What? Cine intră men și ne-a grumăzit? Doppel captured. 6. Au omorât doi vecini, aia a primit doi, cred. Și l-a lăsat pe unul să intre. Nu! Arnold, fake documents? Arnold era profesorul sau care era? Avea documente false, nu! Deci nu ne-a păcălit la apariție, ne-a păcălit la... la documente. Rank B. Vezi că e tare jocul, nu știu dacă vrea asta să-l ducă mai departe, dar este destul de interesant. Dacă vreți să mai facem și partea a doua în care ghicim pe toți și nu mai greșim, like-ul la blană și ne vedem data viitoare. Pooo!